Bună! Astăzi voi face un empties video, o să vă vorbesc despre acele produse pe care eu le-am folosit și deja le-am terminat. Sunt în mare parte produse de beauty și le-am pus în această pungă, care stă de ceva timp în baie, așa că m-am gândit să filmez și să scap de ea. O să vă spun la momentul potrivit dacă o să le recumpăr sau nu, sau dacă le-am înlocuit sau nu cu altceva. Primul produs pe care îl văd aici este această loțiune tonică de la Clarins. Eu am mai vorbit despre ea într-un video, o să vă las link către produsele mele preferate pentru îngrijirea tenului. Este o loțiune tonică cu mușețel, fără alcool, pentru piele normală sau uscată. Mi-a plăcut, însă, așa cum am mai spus deja, nu mi se pare că face o diferență în îngrijirea mea, în îngrijirea tenului meu. Miroase drăguț. Miroase a mușețel, nu mi-a iritat fața, se simte plăcut pe ten, dar nimic revoluționar, adică nimic senzațional, așa că nu o să mai cumpăr și nici nu o să-mi cumpăr o altă loțiune tonică. Mi se pare că e foarte ok și fără. Următorul produs este un șampon uscat de la Batiste. Eu am uitat să le păstrez și pe celelalte pentru că am consumat mai multe. Acesta este unul XXL pentru volum. Mi-a plăcut și nu mi-a plăcut. Miroase fain, miroase interesant. Mai am foarte, foarte puțin în el, dar nu o să-l mai folosesc pentru că lasă o peliculă din aceea albă destul de pronunțată. Mie cel mai mult îmi place cel clasic, varianta lui clasică, acela verde. L-am încercat și pe celelalte destul de multe tipuri, dar ăla îmi place cel mai mult. Acesta, într-adevăr, dă volum, în sensul că face părul un pic mai bățos, îi dă și un pic de textură și îl fixează, e și ca un fixativ. Dar pelicula aceea albă este destul de enervant, așa că nu o să-l mai iau. Dar o să continui să folosesc șampoanele uscate Batiste pentru că sunt foarte, foarte bune și chiar își fac treaba. Următorul produs este apa micelară de la Bioderma. Îmi place foarte, foarte mult pentru că curăță bine, nu-mi irită ochii, nu-mi irită tenul. Este fără clătire, deci nu este necesar să te clătești apoi. Am simțit că la cea de la Garnier aș avea nevoie să mă clătesc, nu știu de ce, o simțeam așa încă pe ten, dar este doar părerea mea. Știu foarte multe persoane care preferă să o cumpere pe cea de la Garnier pentru că se simt mai bine cu ea, mai confortabil. Mie asta îmi place foarte mult, o folosesc de ceva ani și o să mai recumpăr, o să o refolosesc. Tot de la Bioderma, următorul produs este o cremă de corp pentru piele sensibilă și foarte, foarte uscată. Nu are niciun miros, ceea ce este un lucru bun uneori. Chiar mi-amintesc că a fost foarte hidratant. Am terminat-o de ceva vreme și mi-a plăcut destul de mult. Dar nu mi-a rămas așa tipărit în minte ca fiind ceva extraordinar, așa că nu cred că o să recumpăr, pentru că crema mea preferată de corp este aceasta, de la Aven. Este de asemenea pentru piele sensibilă și uscată. Așa este pielea mea. Este un lapte pentru corp, de fapt, o loțiune de corp din aceea un pic mai lejeră, nu este foarte, foarte intensivă, cum era acesta. Acesta era un pic mai gras, așa. Asta îmi place foarte mult pentru că intră foarte repede în piele această pompiță și mi este foarte ușor să o aplic. Chiar asta o recomand cu mare, mare încredere. Următorul produs este tot o cremă de față de această dată. V-am mai vorbit despre ea, de la Clarins. Tot pentru piele uscată, normală până la uscată, spune. Miroase foarte drăguț. Știți cum unele mirosuri te duc către o anumită etapă a vieții? Asta mi-amintește foarte mult de perioada în care eram însărcinată. Cam atunci cred că am început să folosesc. Mi-a plăcut, dar între timp am descoperit o altă cremă care îmi place foarte, foarte mult și anume o cremă de zi de la Estée Lauder. De fapt, cred că o să vorbesc despre ea într-un alt video, o să vă fac un update. Foarte, foarte bună, deci am înlocuit-o pe aceasta cu aceea de la Estée Lauder. De fapt am terminat două, dar uitasem că le-am păstrat pe amândouă, deci dovada că îmi place foarte, foarte mult.
În ceea ce privește părul, am terminat următorul șampon și este vorba despre acesta de la Vela Professionals. Îmi place foarte mult, adică mi-a plăcut pentru faptul că l-am folosit imediat după ce am folosit foarte mulți ani SF de la L'Oreal și mi s-a părut că face diferența, adică părul meu a fost mult mai curat, îl simțeam atunci când îl atingeam că este mai curat și nu știu dacă o să-l recumpăr neapărat pe acesta pentru că acum îl am pe cel de la UE, dar mi-a plăcut și am avut și această mască din aceeași gamă. Este genul acela de mască care se încălzește atunci când intră în contact cu pielea și chiar a hidratat destul de bine părul. Mi-a plăcut foarte mult, dar la fel nu știu dacă neapărat o să o cumpăr pe aceasta, cred că o să încerc altceva. Am terminat și foarte multe măști, foarte multe, destul de multe măști de față. Pe cele care mi-am amintit să le păstrez. O să încep cu aceasta de la Tony Moly. Cred că ați văzut-o la mai multe persoane în ultima vreme. Eu am văzut-o cam peste tot. A apărut și în România. Este o noutate la Sephora. Este o mască care atunci când o aplici pe față, este genul acela de sheet mask. De fapt, toate sunt așa. Face spumă, deci pur și simplu te umpli așa de spumă pe față și în momentul în care ești foarte spumoasă o dai jos și te clătești. Este diferită față de o mască normală, ceea ce o face interesantă, însă pot să zic că am obținut cine știe ce rezultate. Oricum, astea sunt menite ca să hidrateze pielea și mi s-a părut că hidratează. Chiar a fost o experiență drăguță. Următoarea este o mască de mâini cu aloe vera de la Sephora. Este acel gen de mască în care ai două mănuși care sunt pline cu un fel de loțiune. Le ții acolo, nu mai îmi amintesc cât. Le ții 15 minute și apoi ai mâinile mai hidratate. O altă mască de la Sephora, aceasta este cu ceai verde, a fost ok, a și hidratat. Următoarea este aceasta, destul de populară și ea, a cream mask de la Too Cool for School. Mai am una de la Tot pentru mâini, de la Curiness, habar n-am cum se pronunță. Alta tot de mâini, de la Sephora, cu argan. Și pentru față, aceasta tot de la Tony Moly cu avocado. Mi-a plăcut foarte mult. Chiar sunt foarte faine și îmi place să îmi pun o mască din aceasta. E foarte ușor de aplicat, foarte ușor de dat jos. Nu trebuie să te speli după aia pe față. Hidratează tenul și poți să o pui în orice moment. Poți să faci și alte chestii în același timp. Bine, asta poți să faci cu orice fel de mască, dar mi se pare mie mai ușor de aplicat. Ah, și o altă mască pe care am folosit-o este aceasta. De fapt este o versiune mini, am putut să o folosesc doar de două ori. Este de la Kaolion, în franceză probabil, habar n-am. Prima dată folosește aceasta roșie și apoi pe aceasta albastră. Aceasta roșie este pentru pori în principiu, amândouă sunt pentru pori. Aceasta roșie deschide porii și aceasta închide. Este răcoritoare, prima dată o folosești pe aceasta care te încălzește și apoi aceasta care îți închide porii și are un efect răcoritor. Următorul produs este acesta. Am două anticearcăne de la Maybelline Instant Anti-Age Effect. Este anticearcănul care a făcut în conjurul YouTube-ului. Eu l-am descoperit acum mai mulți ani. Nu era chiar atât de popular pe YouTube atunci, dar nu l-am cumpărat din România pentru că nu se găsea. Nu mai mi-amintesc când am văzut eu că o să se găsească și în România. L-am văzut pe YouTube la cineva. Laura... Nu mai amintesc cum se numește tipa la care am văzut, dar e fain, asta e o veste bună, este foarte bun. Eu l-am în nuanța light, aceasta este nuanța mea, îmi place foarte mult, este ușor de folosit, are acest burețel, pac, 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 l-ai aplicat, acoperă bine, chiar îmi place foarte, foarte mult. Și îl cumpăr mereu când am ocazia, când merg într-o altă țară unde se găsește. Nici în Franța nu se găsește mereu. Foarte, foarte rar și atunci nu găsesc niciodată nuanța mea. Următorul produs este acest ulei de păr de la L'Occitane. Este un ulei care m-a ținut foarte mult timp, cred că vreun an.
pentru care 100 de mililitri și bineînțeles că nu am pus extrem de mult odată. Mi-a plăcut, chiar m-a ajutat la vârfuri. Acum mi-am luat un altul care urmează să-l testez, dar da, mi-a plăcut foarte mult. L-am luat pe cel de la Sebastian, Dark Oil, ceva de genul acesta, tot așa l-a recomandat Ioana 114 de pe YouTube, toată lumea o știe sigur. Și urmează să-l testez, dar ea spunea că e foarte fain, așa că cred că este. Am folosit și un gel de duș de la Rituals, este cu Indian Rose și Sweet Almond Oil. Îmi plac foarte mult gelurile de duș de la Rituals, se găsesc de ceva timp și în Franța. Înainte nu se găseau și prima dată când l-am folosit exact pe acesta roz, roșu, a fost atunci când eram în facultate. Larry, dacă te uiți, de la tine îl știu. Ea l-avea de la fratele ei din Belgia, mă rog, când a fost la fratele ei în Belgia, acolo se găseau și tot timpul îl vedeam așa în baie. M-a lăsat să-l folosesc o dată să văd cum e, dar tot timpul îl vedeam așa în baie și mă gândeam ce fain a fost atunci când l-am folosit, dar nu l-am folosit, Larry, să știi că nu ți-am folosit gelul de duș. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Acum am o variantă full size în baie, pe cel cu flori de cireș și este foarte fain și acela. Înainte de acesta l-am folosit pe acesta de la Sanex. E un gel de duș pe care l-a cumpărat Dani, deci e așa, un gel de duș oarecare. A, da, și tot cumpărat de Dani. A fost și acesta de la Le Petit Marseillais cu flori de oranger. Da, a fost ok, a cumpărat mai multe. Țin minte că a cumpărat mai multe, că erau la reducere. Miroase interesant, miroase exact ca o prăjitură pe care o fac eu și pun esență de flori de oranger. Și chestia asta mi-aducea oarecum aminte de checul ăla pe care îl fac. Mă rog, nu e cine știe ce prăjitură, că nu prea mă pricep la prăjituri, dar a fost ok, dar nu o să-l mai recumpăr. Următorul este o cremă de față de la L'Oreal, Triple Active Jour, pentru piele sensibilă și uscată. A fost chiar ok, este o variantă mai ieftină față de cremele de față pe care vi le-am arătat deja. O altă cremă de față este cea de la Aven, tot pentru piele uscată și sensibilă. A fost ok, am folosit-o pe timp de iarnă pentru că a fost așa mai grasă, mai hidratantă și chiar mi-a plăcut. La categoria ser de față, pe care îl aplic înainte de a-mi aplica crema de față, am folosit acest ser de la L'Occitane. Este al doilea pe care l-am terminat. Mi-a plăcut foarte mult, tot așa, pentru că este foarte, foarte hidratant și intra ușor în piele. Chiar mi-a plăcut destul de mult și l-am mai folosit și pe acesta de la NYX. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult și cred că o să-l recumpăr pe acesta de la NYX. Acesta chiar mi-a plăcut și este și mai ieftin decât cel de la L'Occitane. A venit și vremea să-mi arunc și să-mi schimb burețelul de față. Este vorba despre un cognac sponge. Este un burete care, în mod normal, atunci când este uscat, este foarte tare, iar atunci când îl umezești, se înmoaie și este un pic de tot abraziv și ajută să îți cureți tenul. Cam așa a arătat cutia în care a venit ultimul pe care l-am folosit. Nu folosesc niciun fel de alt aparat cu care să-mi curăț tenul. Sunt foarte populare Clarasonic și Luna, nu mai știu cum, dar mie îmi folosește asta foarte, foarte bine. Am și un beauty blender care săracul arată în groaznic, așa că o să-l arunc. Am altul. Am terminat și parfumul meu preferat, Coco Chanel Mademoiselle. Acesta a fost în varianta de 50 ml, dar mi l-am cumpărat pe cel de 100 ml. Va rămâne parfumul meu preferat cu siguranță. Am terminat și un deodorant, tot de la Le Petit Marseillais, ca și gelul de duș. Acest albastru îl cumpărăm destul de des și îl folosesc și eu și Dani. Este fără aluminiu și nu lasă urme albe. Ne place asta destul de mult, dar acum am cumpărat unul de la Borotalco, pe care l-am folosit de foarte, foarte mulți ani, numai că nu se găsește nici în Franța. L-am cumpărat din Elveția și ăla are aluminiu, din păcate, dar e foarte, foarte bun. Deci ăla miroase foarte frumos și chiar n-ai nicio problemă toată ziua cu el, dar nici cu acesta, așa că atunci când o să-l termin pe celălalt, o să revin la Le Petit Marseillais. Și crema de ochi, am terminat-o pe aceasta de la Benefit, este crema lor de ochi, It's Potent,
Mai am un strop înăuntru, dar m-am plictisit de tot de ea, așa că n-o să mai folosesc și ce-a mai rămas aici. A fost ok, hidratează, dar nu mi se pare minunată. O să încerc pe cea cu avocado de la Kiehl's, de care toată lumea vorbește, să văd cum este. Deși o am pe cea de noapte de la Kiehl's, aia îmi place destul de mult, dar la fel încă n-am reușit să văd un super efect în ceea ce o privește. Și ultimul produs este acesta, tot de la Benefit, Gimme Brow, în nuanța, nu știu, cred că cea mai deschisă nuanță, Light Medium, da. Nu știu dacă e cea mai deschisă, dar eu am avut light medium. Arată cam așa pensula. Este pentru sprâncene. Are un fel de fibră înăuntru, de microfibre, așa, care ajută sprânceana să fie umplută rapid. Și atunci când nu ai timp să te gătești foarte mult, să stai să-ți faci sprâncenele cu creionul, cu pudră, acesta le și fixează, le și colorează, le și umple. Mi se pare o alternativă foarte faină și eu deja l-am cumpărat. Acesta este ambalajul vechi, pentru că acum arată altfel, au schimbat ambalajul. Deci l-am recumpărat. Cam acestea sunt produsele pe care eu le-am terminat.